Zeci de percheziții au avut loc atât la depoul de locomotive, cât și la domiciliul a peste 40 de angajați. Bănuiesc că golesc depozitele de motorina din depoul regionalei CFR Timișoara și din rezervoarele locomotivelor. Aproape toți angajații depoului fac parte din rețeaua de hoți. Perchezițiile au vizat casele mecanicilor de locomotivă, ale șefilor de depou, a unuia dintre liderii de sindicat, dar și regionala CFR Călători Timișoara, depoul de locomotive și biroul Poliției Transporturi Feroviare din Gara de Nord. Angajații CFR sunt bănuiți că de-a lungul timpului ar fi furat motorină în valoare de aproape 1 milion de euro. S-a reținut faptul că începând cu anul 2010 până în prezent, la nivelul depoului de locomotive Timișoara s-a constituit și a acționat un grup infracțional organizat, având ca scop însușirea și sustragerea combustibilului din gestiune. În baza unui plan infracțional foarte bine conceput, cu roluri clar definite pentru fiecare dintre membrii grupării, grupul infracțional organizat s-a constituit în jurul persoanelor cu atribuții de conducere, organizare și control din cadrul instituției. Suspecții aveau roluri clar definite în cadrul grupării, susțin procurorii DICOT, potrivit tion.ro. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit o conductă artizanală care transporta carburantul din rezervoarele CFR până în curtea unei firme fantome, de unde era vândut mai departe. O sumă importantă de bani a fost găsită de către anchetatori în biroul șefului depoului CFR. Mecanicii de locomotive implicați au fost duși la audieri, unde urmează să mai ajungă personaje importante din rețea. Aceștia sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare, fals intelectual și uz de fals.